Într-un material difuzat aseară, Madi și Ioana au vorbit despre foștii parteneri de cuplu. Păi așa și eu am, de exemplu, invitații la care trebuie să dau răspuns cu fostul prieten. Și avem prieteni comuni, știi? Dar eu cred că... Da, nu, că eu sunt aici. Deci eu am o scuză. Am o scuză. Dar așa eu m-aș fi dus, că eu am rămas prietenă cu el, adică n-am nicio... Eu nu pot să rămân prietenă cu un om pe care l-am iubit, eu nu pot să rămân. Nu, e singurul cu care am rămas prietenă. Nu pot, nu știu. Partenerul meu ar trebui să accepte oarecum că eu am rămas prietenă cu el. Eu aș vrea să-l întreb ceva pe Sergiu, că-l văd acolo. Da. Serios, ești pregătit să fii prieten cu fostul lui Madi când ești din casă? Bună întrebare. Nu știu dacă aș fi pregătit. Faceți la o bere amândoi. Da, din moment ce ei amândoi și-au rezolvat treburile și nu mai există sentimente, consider că pe mine nu m-ar afecta. Serios? Pentru că vorbeai de gelozie la începutul competiției, acum parcă... Nu, da, dacă ei se întâlnesc și încep să vorbească ei despre nu știu cine și nu știu cine și sunt foarte că ale lor cum ar veni. Atâta timp cât nu mai există sentimente între ei doi, până nu m-ar deranja. Să-mi dai și mie detectorul ăla al tău de sentimente. Pare să că o ridicare mai bruscă de pe canapea lui Sergiu stârnea și roaie de lacrimi pe obrajii lui Madi. Dar n-ai zis absolut nimic greșit. Nici nu s-o interpretat greșit, crede-mă. Dacă vrei să plângi, să te descarci, descarcă-te. Pe tine, de fapt, în toată discuția asta, ce te supără? Că n-am avut timp să vorbesc. Adică să spun și eu ce vreau să spun, că nu am vrut să spun asta. Poate Sergiu a înțeles altfel. Nu înțeles altfel, nicio vorbă. Da, a înțeles. Nu înțeles. Și dacă o înțeles, o să lămurească. Pentru că dacă Sergiu se schimbă la prima discuție care nu-i convine, înseamnă că nu e pentru tine. El trebuie să, orice, să-și lămurească, înțelegi? Deci nu. S-a pus și întrebarea, întrebarea ciudată. Adică... Madi, în viața asta vei avea o grămadă de situații pe care, în vorbire sau în exprimare sau în ceva, care vor fi înțelese într-un anumit fel. Și ca să le lămurești, trebuie să discuți. Și dacă încerci să-ți controlezi fiecare cuvânt la început și niciodată să nu cumva să greșești de la început, nu e bine. Nu e bine. Fii tu așa cum ești și el trebuie să te înțeleagă așa cum ești. Păi da, dar nu știu ce a înțeles el. El trebuie să te înțeleagă așa cum ești. Eu am vrut să... Adică... Dacă ce nu, dacă, ce eu să se înțeleagă dacă nu înțelegi ceva, te va întreba. După ce ne-am despărțit, am rămas prieteni, dar nu că țineam legătura sau ne sunam am sau înțeles. Ne căutam. Da. Dar am zis la nevoie, spus că și căsătorit dacă ar fi și eu, dacă aș fi căsătorită și aș avea nevoie urgent de ceva și s-ar întâmpla ceva, nu ar ține cont de, știi? Dar asta era în perioada când noi eram singuri, nu? Când era singur acum, că dacă eu... Dacă tu o să ai un partener, ajutorul și bine, sfaturile o să le primești de la familie, și de la ajutorul meu. De la partener, iar sfaturile de la familie. Da, normal, asta înțelegi? Și pentru că niciodată cineva care a avut sentimente pentru tine și poate mai are, nu să cântărească lucrurile corect. Că omul m-a ajutat foarte mult când am avut nevoie cea mai mare și când am fost jos la pământ. Și poate părinții mei nu și-au permis. Sau și după ce ne-am despărțit, poate părinții mei nu și-au permis să îmi dea cât aveam nevoie. Adică sunt recunoscătoare omului care m-a ajutat. Și am și spus că puteam să fac din toate cele patru relații care le-am avut, puteam să mă întorc oricând în trecut. Dar nu m-am întors niciodată și nu o să fac asta niciodată. Ce mi-a pus persoana asta? Cu jocurile. Ăla mai tânăr.
ăla mai tânăr? Nu, nu mai mare. Eu cred că Sergiu e suficient de matur. Da, și sigur, da, dar știi că aici în casă se poate lăsa influențat oricând. De ce ne? Și de ce? De băieți, nu. Dar băieții lor auze despre ce fac discuția. Dacă se lasă influența, atunci am nepotrivit. Ascultă-mă. Voi deja v-a încercat să vă ascundeți niște stări, deja v-a încercat să vă ascundeți niște frici și trăiri. Ca să la lumină oricând vor ieși. Și voi vă faceți gândurile, voi acum, și vă dați filmele oare ce se poate întâmpla. Exact. Lasă să vedeți ce se întâmplă. Iar Madi și-a dorit ritmul să discute cu Sergiu subiectul care părea neîncheiat pentru ea. Vrei să vorbim și după aia? Să ne uităm sau... Hai să vorbim. Hai. Ce, te simți prost? Da. Ascultă-mă, hai încă ce să vorbim. Din moment ce noi doi am vorbit despre subiectul ăsta și te-am zis că pe mine nu mă deranjează. Și am zis și pe live că eu, din moment ce între tine și băiatul ăla nu mai există sentimente, eu nu am nimic împotrivă ca tu să vorbești cu el. Consider că totdeauna trebuie să existe un gram de bună ziua. Și nu nici să te simți prost. Nu mă supăr. Mă faci mine să plâng. Și nu vreau să plângi pentru răutățile unor oameni. Ai înțeles? Și să înțeles. Dar noi am vorbit despre chestiile astea. Din moment ce voi ați terminat, consider că există un loc de bună ziua. S-a pus accentul precum că eu gelos. Eu ți-am explicat cum vine gelozia asta la mine. Da, îs gelos când simt că vine vorba de înșelat. Și atunci, da, din moment ce am anumite simțiri, automat că o să fiu gelos și o să verific telefonul. Dar ne-am vorbit chestiile astea. Da, ideea e că una e să lași loc de bună ziua și alta e să fii prieten cu fostul, cum a spus Madi. Sunt lucruri total diferite. Da, noi am discutat amândoi aceste chestii mărunte. E normal ca Madi și băiatul respectiv să fie amândoi prieteni, deoarece băiatul respectiv a ajutat-o pe Madi în anumite momente. Dar te-ai și făcut să suferi. Da, m-a făcut să sufăr, dar... Păi hai să începem de aici. Totuși, Madi... Eu am iertat. Păi lasă iertarea. Iertarea e una, dar cum să fii prieten cu un om care te-a rănit? Știi? Am mai discutat noi de ce tipologii de băieți ai ales și unde e tendința ta. De ce să fii prietenă cu un om care la un moment dat a abuzat de tine, într-un fel sau altul? Abuzul înseamnă inclusiv și unul emoțional, de exemplu. Nu mai zic de unul fizic despre care le-ai povestit, pentru că spun că e altul sau el. Ok, dar tot un soi de, știi? Aici trebuie să-ți setezi tu în minte. De ce să fiu prietenă cu un om? Prietenă. Prietenia e un, nu știu, e un cuvânt mare. Prietenă în mod, adică nu să ne căutăm sau să ne scriem sau ceva gen să păstrăm legătura. Pur și simplu doar așa. Mă referam la perioada când noi doi eram despărțiți. Păi da, dar stai un pic. Că acum nuanțez ca să-l menajez pe Sergiu. Nu. În discuția cu cine era acolo pe... Cu Ioana. Cu Ioana. În discuția cu Ioana tu spuneai, dom'le, dar eu și dacă m-am mărit. Da, asta am zis-o așa, nu știu, mi-a ieșit pe gură, pur și simplu. A ieșit pe gură? El... Na, acum nu te supăra că lumea... Că ți-a ieșit pe gură, nu te supăra că lumea te întreabă. Și nici tu, că nu sunt răutăți. Că dacă cineva face o referire la gelozia ta, asta nu e o răutate. E ce ai povestit tu. Da. Vroiam să explic că mă refeream la situația după ce noi doi ne-am despărțit și fiecare era singur. Adică el era singur, eu eram singură. Și ce ți-a ieșit pe gură cu căsătoria nu se pune. Aia o ștergem. Mi-a spus ceva gen că el, dacă ar fi căsătorit și eu aș avea nevoie, oricând aș putea să apelez la el pentru orice. Bun, în principiu e un subiect pentru care, na, peste care ați fi trecut foarte, foarte ușor. Da. Ce nu înțeleg este de ce l-ai transformat într-o mică dramă. De ce ai plâns atât de mult doar la ideea că Sergiu ar putea să se supere? Că și aici Nu am apucat să mai vorbim. Adică
eu am încercat să explic ce am explicat la Capricci și simțea și Madi nevoia să-și pună punctul de vedere, automat s-o da publicitate. Nu ca automat. Există era și nevoie, exact. În jobul nostru, corect, niște timp, adică nu are cineva ceva cu Madi, să nu a, că n-a lăsat-o să vorbească. Pur și simplu era... Ușile erau închise la momentul respectiv și nu, eu trebuie să... Eu am înțeles contextul, Sergiu, eu o întrebam pe Madi, de ce totuși în sufletul ei s-a amplificat atât de tare o chestie care era atât de măruntă și ai luat-o, adică ție ți-a fugit pământul de sub picioare la ideea că Sergiu s-ar fi putut supăra și... Păi mă gândeam, că nu știam cum a înțeles el, mă gândeam că poate cine știe își face, cine știe ce idei sau... Și dacă și-ar fi făcut? Sunteți într-o relație de o săptămână, nu? Astăzi. Adică asta încerc eu să-ți spun. Că... M-am agitat prea tare, nu știu, m-a luat o... Nu e problema. De ce te agăți așa? Te agăți? Probabil așa te-ai agățat toată viața de niște oameni? Nu vroiam să se simtă el prost. Dacă ar fi înțeles... Dar ce legătură are? Nu era despre Sergiu. Aici, era despre tine. Tocmai de asta plângeam, pentru că nu am apucat să explic și nu am apucat să... Dar tu înțelegi ce vreau eu să-ți spun? Nu. Poate o să-ți explice mai bine domnul psiholog, dacă o să faci o oră cu el. Cred că trebuie să facem o listă aici pentru domnul psiholog. Să vină zilnic în casa Mireasa și să vă mai... Cum să spun, să vă mai împacheteze câte o rană din trecut. Fii atentă, eu asta spuneam. Că ai tendința să te agăți de bărbații din viața ta și asta ție ca femeie îți face rău. Un pic trebuie să lucrezi tu la treaba asta, da? Uite, să te ajute și Sergiu.